că din nefericire, hai să vedem ce facem, cum o rezolvăm. Medea, mă auzi? Gata, acum Opa! Te aud, e tot în regulă. Ce faci, cum ești? Bună! Ce faci? Bună, bine, uite, eram acasă, așteptam să intru cu voi în direct. Mă bucur, uite, și noi abia așteptam să vorbim cu tine și să aflăm care este povestea din spatele Florii de Mai. Dar pentru început aș vrea să te întreb ce mai faci și cum ești. Sunt bine, mulțumesc mult, abia așteptam să intru cu voi, mi-a fost doar de voi, recunosc. Și nouă n-a fost dor de tine și chiar voiam să-ți spun, abia așteptam să mai lansez o piesă nouă, să-ți ascult din nou vocea aceea catifelată și așa se simte și noua piesă, Florie de Mai. Cum este piesa asta pentru tine? Eu am mai spus de piesa asta cumva că e bucățică ruptă din mine și din cei ce au participat la crearea acestei piese. Este specială pentru mine, are legătură cu luna mai și în luna mai s-au întâmplat niște lucruri, asta odată. Și doi, aș fi vrut să spun niște lucruri legate de această piesă. Să le auzim. Când spun în piesă că aș vrea să vină la mine cu toate florile de mai, mă gândesc la buchetul ăla imens, nu mă gândesc neapărat la florii în sine, deși este foarte frumos gestul, mă gândesc la faptul că în buchetul acela de flori îmi doresc să primesc fire de dragoste, de încredere, de liniște și multe alte lucruri bune. Deci, practic, buchetul ăsta mi-aș fi dorit să fie format cumva din toate lucrurile bune, să primesc toate lucrurile astea ca să pot să le dau înapoi. Mm-hmm. Ai primit un astfel de buchet până în momentul de față sau, nu știu, ești într-o așteptare deocamdată? Am primit cumva în trecut un astfel de buchet, m-am bucurat de el mulți ani și cine știe, ne bucurăm în continuare, trebuie. Viața este... ai primit-o să o trăiești frumos. Exact. Și dacă nu primim un buchet din acele flori despre care ne vorbeai tu, putem oricând să ne delectăm cu adevăratele flori de mai, pentru că îndată mai e puțin și înfloresc toate și putem să ne bucurăm și de ele. Vreau să-mi povestești puțin și despre videoclip, pentru că ai schimbat câteva lucruri acolo, superbe de altfel, cum a fost la filmări. Trebuie să fi fost așa puțin obositor. Nu a fost obositor deloc și super. Vă spun și de ce, pentru că am avut colegii aproape. Noi suntem așa o gașcă foarte strânsă la Matman și ne susținem unii pe ceilalți și când unul face un videoclip, venim toți peste el. Au fost colegii mei acolo și m-am simțit extraordinar. Cumva a fost pe distracție, m-am simțit bine, nu a fost obositor deloc. Într-adevăr, de data asta am adoptat un alt stil și anume, ați văzut și voi, am schimbat peruci. Mi-am schimbat cumva ușor stilul, exact. Dar mi-a plăcut provocarea. Stilista a venit cu o idee foarte bună și mi-a plăcut mult. Îi mulțumesc stilistei mele, Lucy. Și mi-a plăcut tare mult când mi-a propus treaba asta și mi s-a părut super interesant să mai schimbăm așa. Chiar voiam să-ți spun că ți se potrivește și părul blond și brunet. Sunt două nuanțe total diferite, dar uite că ți stă superb acolo în videoclip. Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Am primit și eu feedback bun. Am crezut că inițial zic, poate cine știe, poate nu o să fie exact ce trebuie. Și după am văzut reacții și... dar stă super bine și așa, exact, așa, exact, ceea ce exact. M-am bucurat când am văzut reacțiile. Medea, este și o premieră piesa asta, pentru că este prima ta piesă de pe contul tău de YouTube, am dreptate? Da, și sunt atât de fericită. Nu m-am uitat recent, dar știu că am trecut de 230.000 sau ceva de genul acesta într-o zi. Și pentru mine e wow, pentru că canalul este cumva, sunt nouă, este prima piesă oficială lansată pe canalul meu de YouTube și sunt așa, am zis că stăteam puțin cu emoții, că nu este un canal cu foarte mulți subscriber și eram puțin cu emoții, dar se pare că merge foarte bine și sunt foarte fericită. Și garantez că o să meargă și mai bine, având în vedere că am înțeles și de la ultima noastră discuție că mai pregătești proiecte și având în vedere că ai și piesa asta Flori de Mai, care este excelentă de altfel, o să mai vină subscriber acolo, fără doar și poate, că tot veni vorba și despre Flori de Mai. Vreau să te întreb care este floarea ta preferată de mai. Sau nu e o floare de mai? Plac în general florile. Aș jigni o altă floare, ca să zic așa. Dacă aș spune că una îmi place mai mult pentru că sunt iubitoare de flori, ador să primesc flori și să ofer flori,
Îmi plac toate florile, sunt înnebunită și când primesc o zambilă, adică chiar îmi plac toate florile. Nu vreau să le jignesc, nu vreau să creadă că... Să nu faci discriminare, exact. Iubesc ceva mai mult decât, dar îmi plac toate florile, sunt înnebunită și după chestiile mici, florile mici și parfumate și... Frezile îmi plac foarte mult, zambirele, ghiocei, sunt înnebunită. Uite, acum ai dat câteva insight-uri, să știe lumea ce o să-ți ia de ziua ta. Da. Ce flori preferi. Da. Medea, piesa asta vorbește și despre orgolii așa puțin. Cât crezi că este de important să lăsăm orgoliile la o parte, în orice fel de relație, fie ele de prietenie, de iubire și așa mai departe? Când aveam 20 de ani, aveam orgolii și am pierdut pe tema asta. Mai târziu, când a început procesul meu de maturizare așa în masă, mi-am dat seama că nu duce la nimic bun și că de foarte multe ori trebuie să lăsăm de la noi, de cele mai multe ori, ca lucrurile să se așeze și să se calmeze. Cred că ai de pierdut atunci când intervine orgoliu. Acum lucrurile pentru mine stau altfel. La 30 de ani deja nu mai gândesc ca la 20, știu să las de la mine și știu că nu mi-aduce nimic bun, efectiv. Sperăm să învățăm asta mai repede. Eu am 25 de ani și pot să spun că sunt destul de orgolioasă și eu la vârsta asta, dar e timp să învățăm. Îți spun din propria experiență că nu o să-ți aducă neapărat beneficii, că trebuie să calculezi. Să calculezi totul și când intervine orgoliu să-l lași puțin deoparte, că e posibil să pierzi. Și poate... pierzi oameni dragi din viața ta, poate pierzi situații în care, nu știu, ar fi putut să fie confortabil dacă ai fi lăsat orgoliu deoparte. Ce bine ar fi dacă am ascultat toate aceste sfaturi și dacă toți tinerii în general ar asculta de sfaturile primite de la părinți, știi? Pentru că atunci am evitat foarte multe situații neplăcute. Dar uite, din nefericire, ascultând acum sfatul tău, mi-am dat seama că nu se întâmplă de fiecare dată asta și că trebuie să ne lovim noi întâi cu capul de pragul de sus ca să ne dăm seama, să învățăm lecția. Exact asta am vrut să zic acum, că este bine să faci asta, este foarte bine să faci asta ca să știi ce ai de făcut pe viitor. Dar toți avem vârsta la care facem asta, este imposibil să n-o faci. Cu bine, cu mai puțin bine, mergem mai departe, învățăm noi să ne descurcăm în fiecare situație, că viața este frumoasă și dacă înțelegem că este frumoasă, cred că reușim să trecem cu bine peste orice. Medea, vreau să te mai întreb, ce mai pregătești pentru perioada următoare? Mai ai alte lansări pregătite? Am avut sesiuni, s-au făcut niște piese extraordinare, sunt foarte fericită. Urmează să lansăm în cel mai scurt timp. Terminăm cu această piesă, vrem să vedem că funcționează, că merge și să ajungă la oameni exact așa cum o vedem noi și cum o știm noi. După care, credeți-mă, am foarte mult material de lansat. Am pregătit foarte, 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 foarte multe piese. Super, abia așteptăm să vedem despre ce este vorba. Preconizezi așa vreo dată de lansare, vreo lună sau încă nu știi cred exact? Cred că, din ce am înțeles eu, într-o lună jumătate lansăm. Într-o lună jumătate și vreau să vă spun că avem piese și în română, și în engleză, și în franceză. Super, Medea, abia aștept conținut de la tine, sincer îți spun, mulțumesc. Pentru că așa cum ți-am mai zis, ai o voce de catifea și cred că, nu știu, mulțumesc. Se potrivește extraordinar ce faci. Mulțumesc din suflet, mulțumesc și apreciez că mă susții cumva în toată treaba asta. Ești unul din acei oameni și îți mulțumesc din suflet. Pentru foarte, foarte puțin. Tu ești unul dintre acei artiști frumoși, să știi. Și aș vrea să te mai întreb ceva, dacă te-ai gândit la o colaborare pentru o piesă sau dacă ai în plan să colaborezi cu cineva. Am câteva nume puse deoparte. Noi am început să facem piese, scriem în continuare și așteptăm contextul perfect. Să vedem dacă piesa... Evident, piesa mi se potrivește mie, dar vreau să se potrivească și artistului cu care voi lucra pe viitor. Și, deci noi avem piese făcute, dar vreau să văd dacă e și contextul de așa natură. Și am câteva nume frumoase puse deoparte și da, îmi doresc tare mult să fac câteva fituri. Super, abia aștept. Nu te întreb despre cine este vorba, lăsăm să fie surpriză. Lăsăm acolo o surpriză, exact. Da, chiar îmi doresc să fie o surpriză. Fără dar și poate, o să fie o surpriză și una plăcută. În altă ordine de idei, ce mai faci în perioada asta? Cu ce te mai ocupi, în afară de muzică? Nu știu dacă știți, dar eu am un business în agricultură. Wow, poate serios? Poate pare ciudat, știu, sunt femeie.
Și mai merg acasă la mare. Așa. Am acolo un business în agricultură și mă ocup și de treaba asta. Super, pentru că încerc să-mi ocup timpul efectiv. Adică nu mi-a plăcut niciodată să stau și să nu știu, să simt că treci așa pe lângă mine. Nu. Îmi place tot timpul să fac ceva, să fiu ocupată și să am mintea, să zic așa, ocupată. Merg acasă la mare, nu știu dacă știți, dar eu sunt din Mangalia. Uh-huh. Locuiesc în București, dar sunt destul de des acasă la mare pe timp de vară și mai fac și pe acolo treabă. Adică, na, trebuie. Foarte bine. E bine că te menții activă, știi, și că nu stai așa, da, doar într-un singur loc și că încerci nu, să faci diferite lucruri. Da, da, exact, da, da, da. Medeia, îți mulțumesc tare, tare mult pentru discuția asta caldă și abia aștept piesele tale noi. Noi suntem acolo pe canalul tău de YouTube, pe Instagram și unde te mai găsim, așa că suntem vă la curent. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc și vă doresc zile frumoase și însorite. La fel și ție, te pup, seară grozavă, să ai, te salut! Mulțumesc, mulțumesc, la revedere!